Încă de la primele ore ale dimineții pe șoselele din municipiul Rădăuț s-a intervenit cu utilaje pentru dezăpezire, precum și cu materiale pentru prevenirea poleiului. Așadar, în municipiu se circulă în condiții normale, iar traficul nu este îngreunat din cauza condițiilor meteorologice. Directorul general de la Servicii Comunale, Romeo Galan, declară că sunt pregătiți cu stocuri de antiderapante pentru a putea acționa la timp pentru curățarea străzilor din municipiu. Încă de la primele ore ale dimineții am intervenit cu utilaje pentru a întreține străzile și trotuarele cu un efectiv de 4 sărăriți, una pentru străzile principale cu sare, una pentru străzile laterale ale municipiului cu antiderapant și două utilaje mai mici pentru trotuare. Și SECE Servicii Comunale este pregătit pentru orice moment pentru a dezăpezi și a întreține municipiul curat și accesibil autovehiculor cât și cetățenilor pe trotuare. Societatea este pregătită cu un stoc de antiderapant, cu sare și totul la dispoziție să nu ducem lipsă de aceste materiale.